Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Începem săptămâna în forță ca de fiecare dată, supunându-vă atenției o serie de aspecte care țin de administrația sălăjeană. Vorbim în această seară, doamnelor și domnilor, cu invitatul nostru, care este primarul Comunei Bănișor, domnul Gheorghe Pop. Bună seara, bine ați revenit în emisiunea noastră. A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai văzut. Între timp s-a făcut și primăvară, natura a revenit la viață, domnule primar. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră, telespectatorilor, și bine v-am regăsit! Mulțumim pentru participare. Domnule primar, mai avem câteva zile până la Sfintele Sărbători. Știți că acum e un moment în care, nu știu, mai lăsăm deoparte din problemele politice, mai lăsăm la o parte din problemele economice, să știți că sunt foarte multe și din ce în ce mai grave. Dar tindem să le lăsăm măcar pentru o perioadă la o parte. Nu vreau să facem în această seară nici politică, nici economie. Vreau să vorbim puțin despre comuna pe care dumneavoastră o reprezentați. Domnule primar, ce se întâmplă în perioada asta? Vin tinerii la noastră în comună? Se întorc acasă? Știu că mai sunt încă plecați în străinătate. Chiar acum, în această perioadă, ca și în orice comunitate, de la sate, lumea se pregătește, este perioada postului, când cetățenii se pregătesc pentru marea sărbătoare, învierea. Este perioada când cei plecați de la sat se întorc acasă pentru a sărbători împreună cu familiile lor. În noaptea de înviere, cu micul mare, participă la slujba de înviere de la bisericile din cele trei localități, se pregătește masa pentru Paște, se cumpără mielul, se vopsesc ouăle. Apropo de, este un bun prilej, evident, pentru familie de a se reuni, mai ales acolo unde sunt din fericire copii. Vreau să vă întreb despre tradiții, se mai păstrează tradițiile noastre în comună, domnule primar, în perioada asta sărbătorilor de Paște? Din fericire se păstrează tradiția, vechea tradiție, în ce privește ținerea postului, tăiatul mielului, vopsitul ouălor. Vom vorbi și despre miei, să știți, pentru că la noastră acolo știu că agricultura este foarte bine dezvoltată. Apropo de ouă, mai sunt, nu știu, în satele sălăjene erau niște gospodine care vopseau aceste ouă, niște culori speciale obținute prin fierberea unor coși de ceapă, nu știu, tot felul de amestecuri pe acolo, considerate ciudate de cei mai tineri, dar foarte, foarte apreciate de oamenii mai în vârstă. În primul rând pentru că este o vopsea naturală, că dacă acum ne uităm în magazin, vom vedea tot felul de produse, Dumnezeu știe ce conțin acele produse. Ori aici vorbim deja despre altceva. Da, la noi în cele trei localități încă se păstrează această tradiție și se lucrează în această tehnică de vopsire a ouălor cu frunze, ou învelit într-un ciorap și fiert acolo în apa aia care rezultă din fierberea unor plante. Nu este nimic chimic, totul este cât se poate de natural. În mare parte se folosesc și acele vopsele cumpărate din magazine. Da, vin cei mici, cărora le au nevoie, da, de niște, evident. Bun, domnule primar, apropo de carne de miel, unii spuneau că în acest an carne de miel va fi mai scumpă, nu neapărat pentru că nu sunt miei, sunt miei foarte mulți și mari, din câte am înțeles, pentru că iarna a fost una blândă, dar am înțeles că au fost încheiate contracte la export prin Italia sau alte state și mulți au dat acești miei deja la export și am rămas așa cu mila noastră. În ce privește asigurarea mieilor pentru Sfintele Paști la noi în comună, în ultima perioadă a crescut efectivul de ovine, din fericire, deoarece s-a văzut că este o afacere profitabilă. Avem pășuni la dispoziție pentru crescătorii de ovine și va asigura, zic eu, aproximativ 60-70% din necesarul de miei pe raza comunei. Nu vor fi probleme din acest punct de vedere. Dar acum eu mă întreb, ei din ce trăiesc acești oameni? Pentru că, bun, vând acum mie de Paști, dar după aceea ce fac? Că lână mă gândesc că nu cumpără nimeni, nu? Sau, desfacere pentru lână chiar în ultimii ani a fost o perioadă foarte grea pentru crescătorii de ovine, deoarece nu au avut desfacere la lână. Dar pentru care nu s-a pus problema, pentru că știu sigur că se vând de Paști. Măcar de Paști, acești oameni fac niște bani foarte frumoși, domnule primar. Mulți dintre crescătorii de ovine păstrează acești miei și cresc până mai spre toamnă, când au contracte cu arabii mai mult și desfac. Vând în țările arabe. Dar acolo mă gândesc că, bine, sunt și niște condiții, trebuie să fie miei mai mari, carcasa să fie mai, animalul să fie mai greu și atunci e la greutate de aproximativ 25-30 de kilograme. Da, apropo, dacă tot suntem la capitolul agricultură, acum că a venit primăvara, cum se zice, asta am trecut, în urmă cu vreo
trei săptămâni, sper că nu greșesc, sau o lună, de a mers în Sâg, în dealul Corbului. Nici nu știam că avem așa ceva în Sălaj. Și am trecut și vreau să spun că era sâmbătă dimineața, pe o parte și alta a drumului, tractoare, n-am văzut în viața mea așa multe tractoare. Nu erau tractoare noi, să știți. Dar m-a impresionat că erau tractoare. Oamenii munceau pe câmp. Am văzut foarte mulți oameni pe câmp. Mi-am spus atunci, dom'le, e bine, se lucrează, este normal până la urmă. A început campania de primăvară, se lucrează la primele însămânțările de primă urgență, la cultivarea cartofului. Nu o să-mi spuneți, parcă aveți foarte multe tractoare la nivel local, nu știu. Avem câte... aproximativ 250 de tractoare la nivelul comunei, în condițiile în care avem 2000 de locuitori și 1200 de gospodării. Deci încărcătura este bună. Zic eu, până la urmă se face și agricultură cât de cât performantă, adică nu se mai lucrează cu plugul, cum se lucra înainte. Oamenii au început să înțeleagă că mecanizat e mult mai rentabil și pot obține o producție foarte bună. Vreau să ne întoarcem puțin la aspectul tineri, pentru că în mediul rural, zic eu, este foarte important să-i țineți pe tineri acolo la nivel local și vreau să vă întreb, apropo de vacanță, de sărbători, luna mai și așa mai departe, nu știu, eu sunt foarte curios ce fac sau care sunt opțiunile pentru niște tineri într-un sat, într-o comună, duminica, nu știu, bun, în oraș am înțeles, mergem la terenul de sport, mergem nu știu unde, dar într-o comună ce poate face un tânăr? Spre exemplu, la noastră în Sânt, în Domnișor. În cele trei localități, o să vorbesc de cele trei localități, în mare parte dintre tineri, duminica până la amiază, se duc la Sfânta Biserică. După masă au fiecare activitățile lor, activități sportive, activități culturale. Avem trei terenuri de sport. În localitatea Pecei, un întreprinzător a amenajat o bază sportivă sintetică. Mai avem la Pecei un teren natural de mini-fotbal și în localitatea Ban avem un teren de fotbal unde joacă echipa de Liga 5-a, Gloria Ban. Haideți să vorbim puțin despre acest subiect. Da, vă rog, vă rog. Chiar în acest retur de campionat, pentru mine fiind un mare hobby fotbalul, la tinerețe jucând și eu fotbal la rândul meu. Acum nu sunteți bătrân, puteți juca în continuare. Să vă legitima, dar vârsta nu mai permite și condiția fizică pentru a ține piept cu jucători de vârsta 20 până la 30 de ani. În acest retur chiar m-am implicat în relansarea echipei cu vechi tradiții la nivelul comunei și am încercat și am reușit să aduc copiii care din comună, care au făcut junioratul la cluburi din Zalău, din Șimleu, Silvaniei, cluburi de fotbal care au jucat la echipe de republicani și am încercat să-i conștientizez și am și reușit să apere culorile echipei din comună. Și mi se pare normal și este foarte grav, zic eu, pentru mine, ca o echipă de fotbal de la nivelul unei comune să nu aibă cel puțin jumătate din jucători din comună. Da, este exact ca și cum avem o echipă de fotbal în București sau în altă parte, dar aia cu jucători străini. Sigur, la profesioniști este un alt nivel, evident. Dar acolo unde se joacă din amatorism și este o plăcere pentru tine să joace fotbal duminica, nu mi se pare normal ca să nu fie jucători din comună să aduci. Și ceea ce nu mi se mai pare normal este faptul că sunt jucători care au jucat nu la nivel înalt, au jucat la republicani sau poate au jucat numai la nivel de județ, de Liga 4-a și care vin cu pretenții la o echipă. Zice, cât îmi dai? A vin din start cu pretenții. Da, cu pretenții. Este foarte greu de a menține o echipă într-un campionat și eu vreau să felicit pe acei întreprinzători dintr-o comună care pun bani și suflet pentru a ține o echipă. Nu avem echipă de Liga 4, acolo unde sunt eforturi financiare cu mult mai mari. Trebuie obligatoriu să ai echipe de juniori, cu deplasările, bugetul comunei Bănișor este cum este, în funcție de venituri și nu am putea susține fără ajutor din partea unor întreprinzători o echipă la nivel de Liga 4. Însă la o echipă la nivelul Liga 5 putem să o menținem cu tineri din comună. Vă descurcați. Bun. Să recapitulăm puțin, pentru că tot vorbim săptămâna asta de școală, altfel sunt o multitudine de probleme. La noastră, în cele trei localități, aveți peste tot o mică bază sportivă, hai să-i spunem, un teren de fotbal. Acești tineri, după ce ies de la biserică, ca să înțeleg, ei se duc direct și fac mișcare? Da, fac mișcare. În toate satele se face. Joacă la terenul de mini-fotbal, la terenul sintetic și
marea majoritate a tinerilor iubitori de fotbal vin la meciurile echipei și chiar rămân impresionat, chiar ieri la un meci de fotbal, meciul de fotbal de ieri, a rămas impresionat de numărul de spectatori din comună. Eu am fost în toate comunele din județ la meciul de fotbal și în Liga 4 nu am văzut în multe comune câți au fost ieri la noi la meci. Da, zic eu, problema este un lucru foarte frumos, pentru că asta îi poate ține pe tineri acolo, să știți. Pentru că ei spun, domnule, mă duc la oraș pentru că acolo este altceva. Dar în momentul în care ai ce să le oferi acestor tineri, eu zic că este un aspect extrem de important. Săl de sport aveți, domnule primar? Nu avem. Nu avem. Dar nici nu se impune să aveți, pentru că nu aveți. Se impunea. Aici am avut o problemă, în sensul că am fost pe listă de beneficiari a unei săli de sport și la un moment dat trebuia să transmitem hotărâre de Consiliul Local cu transmitere a terenului cu titlul gratuit Companiei Naționale de Investiții și să găsim locația terenului. La momentul respectiv nu am găsit înțelegere la consilierii locali pentru a găsi locația respectivă. Da. Era un teren disponibil pe care mulți dintre consilieri nu au fost de acord și de ce vă întreb acest lucru? Această investiție. Vă întreb acest lucru pentru că dumneavoastră aveți copii, dar știu că sunt comune, spre exemplu, nu vreau să dau nume, că nu este corect dacă nu este prezent acel primar aici sau acei primari la care mă refer. Sunt comune unde au fost construite săli uriașe de sport și nu au copii. Sau poate nu au nici măcar jumătate din copiii noastre. Și atunci eu cred că astfel de investiții oarecum sunt absurde. Adică, nu știu, construim săl de sport cu o capacitate nu știu cât de mare și la nivel local sunt 30 de copii. Nu știu, cum vedeți noastră problema asta? Ar trebui să ne prioritizăm puțin investițiile, facem puțină... Din punctul meu de vedere, sunt alte priorități la nivelul unei comunități până la ajunge o sală de sport, nu că nu este benefic o sală de sport. Însă, în primul rând, eu consider că ar trebui asigurate utilitățile la nivelul unei comune. Vorbim aici de drumuri, de apă, de canalizare. Apropo de aceste priorități care, într-adevăr, sunt foarte importante, știu că vorbeam la un moment dat despre niște poduri. Unul a fost terminat și parcă mai lucrați la un pod. O să fiu foarte, foarte pe scurt privind această investiție, deoarece am mai discutat despre această problemă și nu vreau să mă repet foarte mult. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta vom finaliza acea investiție de 2.500.000 de euro privind rețea de alimentare cu apă, canalizare, after school-ul este finalizat, reabilitarea unui cămin și cele două poduri la PC și la Ban, care se lucrează și până la finele anului îmi doresc să le finalizăm și sper să le finalizăm. Apropo de acest after school, nu știu cum vedeți noastră chestiunea asta, vă gândiți la copiii care provin din familii mai cu probleme financiare sau și la, nu știu, copiii cu părinți plecați în străinătate sau care provin din alte medii unde nu au posibilități? Da, avem copii a căror părinți sau unul din părinți este plecat în străinătate, avem copii a căror părinți fac naveta la Zalău sau în orașele apropiate sau în comunele apropiate unde își desfășoară activitatea și acei copii vor beneficia. Avem copii cu probleme sociale, avem, cred că cei mai mulți asistenți maternali și nu cred că sigur la nivel de sate în comuna și mai bine zis în localitatea Peceiu, asistenți maternali, acei copii care sunt în plasament la familii. Ei sunt aduși în alte localități la noastră. Și cum? Acești oameni, nu știu, eu cred că merită toate laudele pentru că ei au grijă de niște copii care au fost din păcate loviți de soartă. Nu știu, mi se pare ceva extraordinar. Eu rămân foarte impresionat de modul în care se atașează acei asistenți maternali de copii. Am avut situații când a fost și adoptat copil din plasament de către asistent maternal sau de către altcineva din localitate. Sunt copii care învață foarte bine, urmează cursurile școlii din cele două localități. Și sunt în plasament acolo. Da, nu știu, acum vorbesc ca părinte, nu știu, în momentul în care crește un astfel de copil, 3, 4, 5, 6, nu știu cum e legea și cât timp îi lasă într-o familie. Până la 18 ani. Până la 18 ani. E ceva, nu știu, eu l-aș considera copilul meu, adică crește 18 ani, e ceva, nu știu, păcat, poate că uneori acei apare și despărțire. Atunci cred că este... un lucru la care nici nu vreau să... Da, din păcate, după vârsta de 18 ani, foarte puține alternative mai au acei copii. Da, și așa este. Ar trebui văzut și știu că există niște programe, nu știu cât sunt ele de funcționale și aplicabile la nivel național. Oricum, sunt niște copii care au
nu știu, merită toată atenția cuvenită. Păcat însă că adopțiile deocamdată în România, asta știu sigur, se desfășoară foarte greu, știu și cunosc oameni tineri care vor să adopte un copil, însă procedura este de cele mai multe ori foarte complicată. An de zile este nevoie pentru a finaliza o astfel de procedură. Să nu ne abatem, dacă îmi permite, vă rog, la investițiile care se realizează, și o să fiu foarte pe scurt. Acum pregătim documentațiile tehnice pentru alte investiții care urmează să se realizeze în comună, mai bine spus, reabilitarea unui cămin cultural, chiar acum pregătim documentația pentru a o transmite Companiei Naționale de Investiții, unde suntem prinși pentru această investiție. Prin hotărâre de guvern numărul 28, pregătim documentația pentru a fi prezentată la București și a o susține, privind asfaltarea a încă 8 km de străzi, ulițe, pe lângă cei 4 km care se asfaltează acum, se derulează proiectul. Și cel mai important pentru comunitate, și nu am reușit să le aduc la cunoștință încă, este faptul că în acest an Comuna Bănișor va fi beneficiara unui proiect finanțat din fonduri europene prin Guvernul României, privind un nou cadastru al comunei. Ce înseamnă asta? Costă că se va face întăbulări gratuite pentru tot extravilanul din comună. Păi asta este sunt o noutate. Trei comune pilot din fiecare județ și, din fericire, din județul Sălaj, pe lângă alte două comune, este și comuna Bănișor. Bun, haideți să discutăm puțin. Mi se pare ceva extraordinar ceea ce îmi spuneți acum cu acest program. Deci cei care vând sau, nu știu, cumpără terenuri, această procedură va fi gratuită pentru ei, la întăbulare mă refer. Sunt doar pentru localnici sau și pentru alții? Pentru tot terenul de pe cadastral din cadrul unității administrativ-teritoriale a Comunei Bănișor. Era interesant, deci, dacă aveam o listă de prețuri. Dacă aveam o listă de prețuri la întăbulare, să vedem, deci, cam cât costa o întăbulare la noastră, cât costă practic, nu știți aproximativ? Aproximativ în jur de 2000 de lei. 20 de milioane de lei. Atât ar costa pe un bani pe care pentru a face, bani pe care nu mai trebuie să îi plătească în condițiile în care se face întăbularea gratuită. Foarte, foarte frumos și interesant ceea ce ne spuneți. Apropo de reabilitarea căminului cultural, domnule primar, sunt exemple de primari care prin aceste reabilitări s-au gândit, apropo de tineri, că ne oprim tot la ei, domnule, hai să fac ceva cu acest cămin cultural, poate vom convinge pe tineri, știți că prin anii 80-70, nunțile se făceau la nivel local, nimeni nu venea în zalou la săl de nunți, că nu cred că erau cantinele care mai sunt și acum. Nu știu, v-ați gândit să și la așa ceva, poate găzdi și un astfel de eveniment, în afară de jocuri, dans, ce mai faceți noastră acolo, cultură până la urmă? Sigur, la nivelul Comunei Bănișor se desfășoară și o activitate culturală. Am avut ansamblu Bănișorul, acum este o perioadă de tranziție când au plecat vechea gardă, urmează alți copii. Avem bibliotecara din comună și ajutate de către cadre didactice din comună care se vor implica în acest proiect. Și nu vreau să aduc în discuție sau vreau să aduc în discuție o problemă care cel puțin ieri m-a impresionat extraordinar de mult. Anul acesta, în localitatea Pecei, va împlini 800 de ani de la prima testare documentară. Anul trecut am sărbătorit la Bănișor. Așa este. Am avut ieri o întâlnire cu comunitatea locuitorii din Pecei și am fost foarte impresionat de reacția lor privind importanța acestui eveniment și modul cum vor să se implice în marcarea acestui eveniment. Am avut o întâlnire după ieșirea de la biserică, la școala din localitatea Peceiu, unde a participat un număr de cetățeni la care nici nu m-aș fi așteptat. Și, dar cel mai mult m-a impresionat a fost faptul că eu cu ce mă pot implica, cu cât pot participa. Este adevărat că avem foarte mulți întreprinzători care sunt stabiliți în alte orașe și care vor să se implice în marcarea acestui eveniment, pentru că este un eveniment deosebit să sărbătorești 800 de ani de la testare documentară și pot să spun că la noi în comună ne luăm la întrecere în ce privește monografie, editarea unei monografii și lansarea unei monografii al satului, care rămâne peste viacuri. Așa monografie. Este, rămâne o, nu știu, ca un fel de carte de identitate a localității. Și pe această cale vreau să le mulțumesc celor care se implică în realizarea acestei monografii.
Dar cred că este un aspect foarte important. Apropo, aici deja ați pomenit de spiritul civic, adică fiecare localnic, vedeți, e și orgoliu acela de, nu știu, de sătan și până la urmă este un orgoliu normal, înseamnă că omul își iubește locul de unde se trage el, nu? Am organizat în mulți ani, suntem la a 8-a ediție a sărbătoririi zilei comunei și am experiență în acest sens. Ieri am constituit un grup de inițiativă care va gestiona tot ce înseamnă sponsorizări, adică ei vor avea contul lor în colaborare, pentru că bugetul local este cât este tot. Ca să poate. Sigur, nici nu ne putem hazarda să organizăm nu știu ce, dar vreau să le mulțumesc sincer celor care vor să se implice în acest proiect și vă invităm și pe dumneavoastră. Mulțumim. O să fie în imediata prima duminică după Sfântă Mărie. De regulă, Sfântă Mărie se ține la Bănișor, sărbătoarea este hramul bisericii. 15 august, anul acesta, o să marcăm evenimentul de 800 de ani de la prima testare documentară la PC și vom organiza zilele comunei și zilele satului PC în data de 17 și de ce în august. Avem peste 150 de tineri plecați la muncă în străinătate. Chiar așa mi-a făcut o statistică cineva și zice, sunt peste 150 de tineri care sunt la muncă în străinătate, în țările din Occident. Și în august sunt în vacanță și toți vor să vină și să întrunesc familie și nici nu poate realiza cineva, vedeți că vă întâlniți cu un coleg de liceu, de facultate pe stradă și ce nostalgie că te întâlnești cu colegi, dar în condițiile în care te întâlnești cu jumătate clasa la, într-o zi. Așa e, eu cred că este un sentiment extraordinar pe care din păcate îl simți din ce în ce mai rar pentru că foarte mulți sunt plecați. Marea problemă e, spun mulți, domnule, sunt plecați o grămadă de oameni în străinătate. Știți care este marea problemă? Marea problemă este că mulți încep să vină acasă pentru că nu mai au de muncă nici acolo. Este o problemă. Mai bine ar avea de muncă, zic eu, domnule primar. Dar asta lucrurile... Foarte mulți tineri care sunt stabiliți de mulți ani, plecați în străinătate, vin și construiesc case și asta e un lucru benefic și pentru comună și pentru societate. Se dezvoltă comuna până la urmă. Sigur. Așa, undeva la ieșire din comună, pe partea dreaptă, mi se pare, sau stânga, nu mai știu exact, am văzut acolo un teren unde am văzut clădiri noi, case noi, ceea ce este foarte bine. La intrare bine. În comună, în localitatea Pecei, dinspre Crasna. Dinspre acolo Crasna. Este un cartier nou. Da, acolo deja le-ați asigurat ceva utilități sau urmează să curent sau de ce mai au nevoie? Curent. Le-am asigurat, am făcut extindere de linii electrice aerene în urmă cu 3 ani de zile și am asigurat rețeaua electrică și acum se lucrează, avem rețeaua stradală finalizată la apă și canal și acum se fac racordurile și branșamentele. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem să mai discutăm puțin și despre partea culturală, domnul primar. Domnilor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Invitatul nostru din această seară este primarul Comunei Bănișor, domnul Pop Gheorghe. Domnule primar, ce să zic, eu vă propun pentru această parte a doua din emisiune să discutăm puțin și despre sistemul educațional. Am vorbit despre acele baze sportive care sunt importante dacă există tineri și, din fericire, în clasa noastră există tineri. Discutam în emisiunile precedente despre școlile din comună. Știu că ați lucrat la acest capitol, iar aici tocmai pentru a stimula pe tineri să rămână la nivel local, iar cei mici să meargă la școală în condiții aproape similare cu cele de la oraș. Diferența e că la oraș sunt mult mai mulți copii, cam astea sunt diferențele. Sigur, la nivelul comunei rețeaua școlară este organizată în două școli, una școală cu personalitate juridică la centru de comună și școala din Pecei, arondată școlii din Bănișor. Din păcate, situația demografică de la nivelul comunei Bănișor este situația demografică de la nivel din țară, efectivele de copii sunt, din păcate, în scădere. Nu am reușit să menținem pentru a funcționa școala din localitatea Ban din lipsă de număr de copii, motiv pentru care am comasat cu școala din Bănișor.
în perspectivă, datorită noilor reglementări și actelor normative în vigoare, nu o să putem susține. Avem un număr de copii de aproximativ 160 de copii preșcolari și școlari și nu o să putem susține, după nou cost standard per elev, cele două școli să funcționeze de sine stătătoare. Din acest motiv, prin hotărâre de Consiliul Local, a fost aprobată noua rețea școlară, în sensul de a comasa clasele 5-8 într-o școală, școala Bănișor, și clasele 1-4 la școala din Pecei, iar grădinițele vor funcționa în amândouă localitățile. Să știți că atâta vreme, fac cu paranteze, acum vă întreb să nu vă dați ideea, atâta vreme cât aveți grădinițe, să știți că nu este rău. Da, avem, din fericire, suntem chiar la limita minimă de funcționare a grădiniții, minim 10 copii. În Bănișor avem 10 copii la grădiniță. La Bănișor, la Pecei, avem mai mulți copii la grădinițe și funcționează, adică își desfășoară activitatea două grupe de grădiniță. Asta și avantaj având acei copii în plasament, care crește efectivul de copii la școală. Deci ei merg la școală și la grădiniță în localitate, ca da. Și cum ar fi de acolo. Aveți cazuri care au rămas la noastră în comună, care au fost înfiați? Da, avem, așa cum am afirmat și înainte, în prima parte a emisiunii, avem copii care rămân în familii. În ce privește transportul copiilor, nu avem probleme, nu este un impediment a aduce copiii din Pecei la Bănișor sau de la Ban la Pecei sau la Bănișor la Pecei, deoarece toate cele trei localități sunt traversate de către drumul județean. Timpul maxim pentru a parcurge cele trei localități cu microbusul școlar, un microbus aproape nou, este de aproximativ 15 minute. Se poate circula în condiții bune, nu e problemă, da, în acest capitol. Este o problemă, din păcate, eu am tot afirmat, la noi sat care nu are școală și biserică. Din păcate s-a ajuns acolo. Vedeți cum a ajuns lumea asta? În anii 70-80, dimpotrivă, era nevoie, erau foarte mulți copii. Și lucrurile, într-un timp, din punctul meu de vedere foarte scurt, a apărut acest decalaj între sat și oraș, mă refer ca număr de populație, ca densitate. Tot mai mulți oameni au venit la oraș în speranța că va fi mai bine, dar lucrurile nu sunt chiar așa. Eu cred că va veni vremea în care și de la oraș vor pleca spre sat. Eu așa cred că se va întâmpla. Sigur. Acum, părinții trebuie să înțeleagă motivul pentru care se comasează școli, indiferent că este din comuna Bănișor, este că în toate comunele este această problemă cu numărul de copii. Noi suntem obligați ca să comasăm aceste școli, deoarece nu ne încadrăm acel cost standard. Nu poți ține o școală cu 3 elevi sau cu 2 elevi. Nu este absurd. Logic. E absurd. Da. Nu. Și decât să ai clase simultane într-o școală, mai bine comasezi atunci școli, să fie școală cu clasă de sine stătătoare. Adică să nu învețe, nu știu, 30 de minute într-o oră cu copii de clasa a doua și o altă jumătate de oră copii din clasa a treia. Nu am avut această experiență. Pe vremea când eram eu elev la școala din Pecei, fiind din Pecei deloc, eram două clase paralele. Și acum nu avem în clasele 5-8 atâția copii cât eram noi într-o generație. Da, așa cum vă spuneam mai devreme, lucrurile s-au schimbat foarte mult, domnule primar. În ce privește investițiile la școlile din comună, sunt școli comparabile cu orice școală de la nivel din orice oraș. La PC am reabilitat școala în urmă cu 5-6 ani de zile, lucrare finalizată, funcționează de sine stătătoare acum. Este școala arondată școlii din Bănișor, are condiții foarte bune. Acum am finalizat, anul acesta am finalizat lucrările de reabilitare a școlii din localitatea Bănișor. Este reabilitată printr-un program finanțat prin Ministerul Educației, de către Banca Mondială. Este foarte frumoasă școală, pusă la punct. Urmează ca să amenajăm în anul acesta și vom finaliza lucrări exterioare în ce privește aleile și împrejmuirile școlii. Așa, din ce ați observat dumneavoastră, domnule primar, simțiți oarecare tendință de a veni tinerii acolo în zonă? Nu mă refer neapărat doar la comuna dumneavoastră, în general, în zona respectivă, în zona rurală. Sunt șanse ca în următorii ani, nu știu, să fie mai mulți tineri la nivel local sau, din păcate, lucrurile se îndreaptă în direcția în care se îndreaptă deja de o bună perioadă de vreme? Așa cum am afirmat și în prima parte a emisiunii, mulți tineri care lucrează în străinătate vin și se stabilesc
își încheiagă o familie în comună și se stabilesc acolo și își construiesc case. Construiesc case acolo. Nici din acest punct de vedere că au experiența Occidentului când fac naveta cât 50-100 de kilometri până la locul de muncă. Ori noi suntem la o distanță de 30 de kilometri de Șimleul Silvaniei, 30 de kilometri de Zalău, este foarte aproape. O zonă strategică. Orașe, o zonă strategică. Spre Ciuce avem 35 de kilometri. Și acum drumurile cât de cât sunt bune. Drumurile sunt bune, traversează drumul județean 191, care a fost reabilitat în urmă cu 3, cu 5 ani, se circulă în condiții bune încă. Nu vreau să închem această emisiune, domnule primar, în această seară, înainte de a vă întreba de prioritățile pe care dumneavoastră le-ați cuprins în strategia de dezvoltare pentru acest an. Vă mai gândiți la ceva anume? Sau sunt, spre exemplu, foarte mulți colegi de-a noastră care îmi spun, domnule, e greu cu banii, ne gândim doar să ducem la bun sfârșit ceea ce am început și să prioritizăm investițiile, să vedem cam ce am putea încheia, să nu lăsăm descoperite. Sigur, nu ne putem hazarda la investiții fără a avea susținerea financiară. În primul rând, doresc să-mi finalizez această investiție și sunt foarte fericit că am beneficiat de această investiție finanțată prin fonduri europene. Urmează să pregătim documentația pentru că, știți, primarul zice, domnule, dacă este foarte greu primar, vă spun cu toată sinceritatea, este foarte greu primar și vă spun încă o dată, nu-mi doresc niciodată copiii sau nepoții mei să-și dorească această funcție. Nu sunt singurul care spuneți chestiunea asta, deși să știți că în popor se înțelege, domnule, primar câștigă foarte mulți bani, are afaceri, are învârtele, are... Nu trebuie generalizată treaba, nu toți primarii. Evident. Bun, cred că despre primarii de comune la acest capitol e puțin mai greu. Oamenii cred că un primar de comună câștigă vreo 100 de milioane pe lună salariu, ceea ce evident că nu este adevărat. Și vă spun de ce un primar își dorește mai mult continuitate. Deci dacă e așa greu, de ce mai candidează? Într-un mandat îți pregătești proiecte sau îți pregătești documentații pentru a depune, a fi finanțate. În momentul în care trece mandatul și încă nu intră în finanțare. Este o mare satisfacție și eu cred că pentru toți primarii, în momentul când văd că în urma lor rămâne ceva și se realizează ceva. Cu toate că cetățenii înțeleg ce înțeleg, parte din ei, că nu trebuie nici acolo generalizată treaba. Dar este o satisfacție enormă când vezi că rămâne un bun pentru care tu ai făcut eforturi sub toate aspecții. Aici vă dau dreptate. Mai este o problemă însă, pentru că dacă dumneavoastră nu mai sunteți primar de anul viitor și vin eu în locul noastră, e o glumă, evident, da. Poate că eu vin și spun, domnule, proiectele domnului Pop nu sunt bune, renunț la ele, deși dumneavoastră le-ați investit de vreo 2-3 ani, încep eu altele. După 4 ani nu mai sunt eu primar, vine cealaltă primar care spune, proiectele lungul nu sunt bune, încep eu altele. Cine are de pierdut comunitatea? Singur, important e să se facă. De exemplu, noi acum pregătim documentație pentru noua sesiune de depunere proiecte finanțate pe fonduri europene, perioada 2014-2020. Noua etapă, da. Sigur că îmi doresc extinderea rețelei de apă și canalizare și în celelalte două localități. Motivul pentru care am început la PCEI este faptul că acolo este stația de epurare. Și de la stația de depurare trebuie pornit, de exemplu, canalizarea. Și atunci, în suma respectivă, nu am reușit să acoperim toate cele trei comune. Dar nu înseamnă că un primar este cununat cu o primărie sau cu o comunitate. Este un drept democratic, se poate schimba primarul la 4 ani de zile. Important e să rămână ceva în urma lui. Da, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că nu vă doriți ca nimeni din urmașii dumneavoastră să fie primar? Nu, și o spun cu toată sinceritatea. Înseamnă că ați avut multe nopți de dormite. Da, știu că sunt colegi de-a noastră care îmi spun, domnule, e atât de mare birocrația și în fondurile acestea europene, încât aproape că-ți vine să nu mai accesezi fondurile europene. Am prieteni care au accesat fonduri pe măsura 141, de 1500 de euro. Tinerii fermieri. Da, tinerii fermieri. Și ajung în situația în care zic, dacă știam cât e de umblat, eu nu accesam aceste fonduri. Și atunci îi pun întrebarea, ce zici tu să gestionezi o investiție de 2,5 milioane de euro și cât e de alergat pentru și câte nopți nedormite.
Cu adevărat. În fine, asta ne-am ales, trebuie să o ducem la capăt și este o satisfacție mare când vezi că se realizează ceva în comunitate. Și nu vreau să încheiem pesimiști emisiunea, domnule primar. Vin sărbătorile, mai ieșim puțin din cotidian, foarte puțin, după care ne întoarcem la activitatea asta. Vedeți că e din ce în ce mai agitată, lumea nervoasă, văd pe stăzi, în trafic e nebunie. Abia în trafic se vede cât sunt oamenii de nervos, să știți. Dar nu înțeleg, adică oamenii nu au, mulți dintre ei nu au bani, e stresant, e... Probabil că dacă avea bani ar fi și mai nervos sau și mai stresat, nu știu, nici nu știu cum este mai bine. Nu vreau să încheiem, ne apropiem de sărbători, cred că trebuie să lăsăm pe cele rele la o parte, măcar pentru moment. Cu ce gânduri pentru localnicii din comuna dumneavoastră cu ocazia sărbătorilor de Paști, domnule primar? Vă mulțumesc și profit de această ocazie pentru a le transmite locuitorilor din comună cele mai sincere urări de multă sănătate, fericire, bucurie în familie și sărbători fericite. Mulțumim tare mult pentru prezență, domnule primar. Nu știu, poate că vor veni cu plăcere, poate vor veni și vremuri mai bune. Ce să zic eu, să aveți o primăvară cu mult spor, cu mulți bani și să se îndeplinească toate proiectele. Vă mulțumesc și chiar m-am gândit să afirm lucru că este benefică această prezență în postul dumneavoastră de televiziune pentru a transmite un mesaj și celor cu care nu poți să ai contact direct. Da, noi ne vedem și pe internet. Da, sunt întâlniri cetățenești la care unul din diverse motive sau nu participă sau deja lumea este sătulă de acele adunări cetățenești și o informație, dacă nu este direct de la sursă, poate să ajungă deformată până la om. Așa este. Avem locuitori care, adică copii stabiliți la oraș, prin intermediul acestui post de televiziune, poți să comunici, să le spui de fapt ce se întâmplă în comunitate. Mulțumim tare mult pentru aceste precizări. Este foarte important că avem astfel de semnale. Mulțumim tare mult. Până una alta, să aveți sărbători fericite, că sunt aproape de noi. Liniște în aceste sărbători, să vă bucurați de ele cu drag și cu cei dragi dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Să aveți o săptămână cât mai liniștită în continuare. La revedere!